Comisia pentru situații excepționale a decis pe 16 decembrie suspendarea pe durata stării de urgență a licenței de emisie pentru 6 televiziuni. Primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 și Orhei TV. Cele 6 posturi TV sunt afiliate omului de afaceri Ilan Șor, condamnat la închisoare în Republica Moldova, fugar în străinătate și sancționat de autoritățile americane și britanice, notează europalibera.org. Președinta Maia Sandu a spus că protejarea spațiului informațional național este un pas important pentru prevenirea tentativelor de destabilizare puse la cale de persoane supuse sancțiunilor internaționale. Premierul Natalia Gavrilița a explicat într-o postare pe Facebook că televiziunile respective au încălcat grav și de multe ori codul serviciilor media audiovizuale, reflectând în mod tendențios și manipulatoriu evenimentele din Republica Moldova și informațiile legate de războiul din Ucraina. Într-o reacție scurtă la decizia CSE, Consiliul Audiovizualului a comunicat că televiziunile ale căror licență a fost suspendată au încălcat în repetate rânduri codul serviciilor media audiovizuale în ceea ce privește informarea despre războiul din Ucraina. O primă reacție a venit din partea televiziunii TV6, care a postat un mesaj pe Facebook în care se spune, între altele, că decizia Comisiei pentru situații excepționale ar fi un atac fără precedent la libertatea de exprimare, libertatea editorială și libertatea jurnaliștilor. Primul în Moldova, un alt post care a rămas cu licența suspendată, a făcut apel către comunitatea internațională. Posturile TV vizate de decizia CSE niciodată nu au primit nicio sancțiune din partea Consiliului Audiovizual pe motivele invocate legate de război și altele, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul televiziunii. Totodată, RTR Moldova, post de televiziune care retransmite programe rusești în Moldova, spune că nu aparține și nu este afiliat persoanelor aflate sub sancțiuni internaționale și că va ataca în instanță decizia CSE. Între timp, Partidul Șor a publicat un comunicat de presă prin care acuză partidul de guvernământ că a distrus principiul democrației sub privirea perfidă a Occidentului. Formațiunea socialiștilor, ca și Partidul Șor, a făcut un apel către comunitatea internațională să reacționeze la deciziile CSE. Într-un comunicat plasat pe pagina de Facebook, formațiunea cere demisia premierului Natalia Gavriliță. Deciziile CSE vor fi contestate și anulate în instanță, a mai comentat PSRM. Ministerul Rus de Externe, între timp, acuză autoritățile de la Chișinău de cenzură politică după ce 6 televiziuni de limbă rusă au rămas temporar fără licență de emisie, notează Europa Liberă. Autoritățile din Republica Moldova își continuă cursul spre distrugerea oricăror forme de nemulțumire în țară, folosind metodele cenzurii totalitare, curățând spațiul informațional național de ultimele rămășițe ale unor puncte de vedere alternative, se spune într-o declarație a purtătoarei de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, postată pe pagina de internet a diplomației ruse. În aceeași zi, ministrul moldovean al justiției, Sergiu Litvinenko, a anunțat că guvernul de la Chișinău a elaborat un proiect de transpunere a sancțiunilor internaționale în legislația moldovenească, proiect numit Legea Magnitsky Moldova, pentru că această inițiativă legislativă ar fi fost inspirată din Legea Magnitsky din America și din legile similare din Canada, Marea Britanie și Lituania. Legea va stabili care sunt persoanele fizice sau juridice care pot fi sancționate. Este vorba atât despre persoanele aflate pe listele de sancțiuni internaționale, cât și de acele care au legături cu acestea. Sergiu Litvinenko a mai spus că un aspect important al proiectului Legea Magnitsky Moldova este că va face posibilă retragerea licențelor sau autorizațiilor companiilor care aparțin celor incluși pe lista de sancțiuni, mai notează europalibera.md.